fost un joc superb, încă o dată este un joc de noroc, deci n-am ce să regret. Absolut nimic. Într-un final pleci acasă cu 10.100 de lei. 10.100, da. Da, exact. E o sumă bună. Foarte bine, de fapt, foarte bine. Sunt liniștit acum și am câștigat ceva frumos și mergem mai departe. Ce o să faci cu suma de bani? Păi, sincer, nu știu încă. Poate o să pun la o parte să plec în vacanță undeva în România. România e foarte frumoasă. Am fost peste tot și pot să zic, clar, este o țară frumoasă și mai am de văzut. Și nevasta cu copii, am plecat și ne facem o vacanță frumoasă. Cum ai descrie toată experiența în câteva cuvinte? Păi este... Deja nu ne așteptam să fim atât prieteni între noi. Din prima am fost legați. Și faptul că nu jucam unul împotriva altul, jucam toți împreună împotriva băncii. Deci asta ne-a făcut deja să avem o relație specială. Uh-huh. Și am râs mult, am avut momente bune.